În cartea 12 zile, o inițiere secretă în tărâmul tainic al zeilor, Radu Cinamar scrie despre o poartă spațio-temporală din munții Apuseni, care a fost creată de către regele Rama, cel din epopeea Ramayana, care a domnit pe teritoriul României de astăzi cu scopul de a se teleporta în diverse locuri de pe pământ. În carte, Radu Cinamar descrie teleportarea din munții Apuseni către Tibet. Toate povestirile fantastice și teoriile oamenilor de știință despre planurile paralele nu valorează aproape nimic prin comparație cu experimentarea directă a acestui adevăr. În cazul meu, uluirea a fost și mai mare întrucât am avut posibilitatea să observ în detaliu chiar întrepătrunderea a două niveluri ale realității, fără ca prin aceasta simțurile mele să fie perturbate în vreun fel. Salutare și bine ai venit la un nou material pe acest canal. Astăzi o să abordăm un subiect foarte interesant și o să discutăm despre o descoperire. Pot să spun că din toate materialele pe care am realizat cu descoperiri din România, pot să spun că ăsta va fi cel mai... Hai să nu folosim neapărat șocant, sună destul de, nu știu, incredibil, uimitor. Mai exact o să vorbim despre poarta spațiu-temporală din munții Apuseni, despre care a scris și celebrul scriitor Radu Cinamar. O să vedem ce a spus acesta, o să vă povestesc și experiența cu care am început episodul. Nu uita să-ți expui și părerea în secțiunea de comentarii, pentru că contează foarte mult. Iar acum, haideți, nu vă mai țin la povești inutile, să trecem să vă prezint subiectul propriu-zis. Pe măsură ce ne deplasam prin acea vale, am sesizat cum marginile orizontului din stânga și din dreapta mea se întunecau tot mai mult, îngustând viziunea pe care o aveam. În același timp însă, ca într-un fel de compensație, orizontul din față părea că se depărtează și mai mult, trăgând astfel după el toate formele de relief. Estomparea luminii în părțile laterale se asemăna mai mult cu un crepuscul care încețoșa detaliile acelor zone, deși până atunci acestea erau foarte clare în lumina zilei. Această manifestare foarte stranie crea senzația că ne aflam într-o cuvă uriașă. Dimensiunile reliefului, care până atunci erau interpretate în mod logic de creier, deveniseră disproporționate și aveau chiar tendința să-și inverseze proiecția optică. Ceea ce se afla în depărtare era mare, iar ceea ce vedeam aproape era foarte mic. Am remarcat imediat că aceasta a creat o evidentă stare de confuzie în creierul meu, care a generat un sentiment de teamă în ființă. Totuși, modificarea șocantă pe care o percepeam în mediul înconjurător nu s-a realizat brusc, ci în mod gradat, ceea ce a oferit un oarecare spațiu de manevră pentru capacitatea mea de înțelegere. Este foarte straniu să mergi într-o zonă și să ai senzația că realitatea care te înconjoară începe să se modeleze precum un desen animat. Am constatat că prima impresie care este generată atunci în minte este aceea a nesiguranței și a incertitudinii. Creierul analizează foarte repede toate posibilitățile de interpretare, dar cu toate acestea nu identifică în experiențele sale anterioare nimic asemănător. Atunci el încearcă să construiască singur un model nou a ceea ce percepe, dar extrapolarea nu are succes deoarece nu sunt respectate legile de bază ale logicii și ale fizicii spațiului tridimensional, care reprezintă însăși baza lui de interpretare. Astfel, într-un timp foarte scurt, creierul depune armele pentru că a epuizat deja toate posibilitățile. Noua stare însă improprie condiției mentale obișnuite, deoarece mintea trebuie să fie mereu ocupată cu ceva, trebuie să aibă întotdeauna un subiect de analizat. De aceea, în situația neobișnuită în care am fost pus, i-a generat în mod automat un acut sentiment de frică interioară, care nu reprezenta altceva decât reacția de panică a ego-ului meu prin raport la noua realitate pe care o percepeam. În mare parte, această reacție se datora instinctului de conservare a vieții, care este ancestral în orice ființă, dar care în același timp o leagă pe aceasta de condiția manifestării, obligându-o într-un fel să se agațe de viață, de experiență, de exterior. În același timp, am remarcat faptul că eram totuși capabil să observ cu luciditate în acele momente sentimentul fricii care mă cuprindea și chiar să-i analizez rapid cauzele și proveniența. Aceasta a provocat o zguduire a întregii mele ființe, forțând clarificarea unei situații pe care până în acel moment nu o sesizam. Mi-am pus atunci următoarea întrebare. Dacă pe de o parte eu sunt cel care trăiește frica și angoasa de care eram cuprins, atunci cine era cel care observa acea emoție și contracția întregii mele ființe? Am fost nevoie
trebuie să recunosc că nu era cineva străin de mine, întrucât eu însumi trăiam frica și puteam afirma cu certitudine că tot eu eram cel care a observat o detașare. Dar dacă primul sentiment îmi crea o stare acută de contracție și disconfort în întreaga ființă, cel de-al doilea mă liniștea și mă înălța conferindu-mi o mare încredere și siguranță. Astfel de porți stelare se află și în alte zone din România. Poarta stelară din masivul Piatra a fost descoperită în 1990 de către un pasionat al drumeților montane. Poarta stelară din Munții Șureanu a fost descoperită în 1994 în timpul unui proiect arheologic. Forme precum aceea văzută de mine ar fi apărut în timpuri imemoriale, ele fiind prezente sub diferite descrieri în enumerate texte vechi. În anul 1962, Barry Rosecoat, un inginer englez, a văzut o poartă în timpul plimbărilor sale prin împrejurimile orașului Manchester. Poarta a rămas deschisă timp de 2 luni, iar Rosecoat a apucat să facă mai multe observații și experimente. În urma acestei experiențe s-a înființat grupul ODRG, care și-a făcut membri în toate colțurile lumii. Din 1963 până astăzi, ODRG a înregistrat numai puțin de 238 de porți deschise pe Terra. Cele mai multe par a fi în Statele Unite ale Americii, iar cele mai recente provin din Rusia. 18 porți observate între anii 1988 și 1995, Polonia, 3 porți și România, poartă observată de mine în masivul Piatra Mare. În medie, o poartă rămâne deschisă între 2 luni și un an. S-a observat o legătură între durata ei și mărime. Cu cât o poartă este mai mare, cu atât are șanse să existe mai mult timp. Porțile de un an au cel puțin 1 metru lățime. Majoritatea au formă eliptică observată de mine, verticală sau orizontală, dar au fost consemnate și porți circulare. O poartă trece prin 4 faze distincte: deschidere, stare de acces, stare de sursă și închidere. Fazele 2 și 3 nu apar neapărat în această ordine. Nimeni nu a asistat până astăzi la deschiderea unei porți sau la închiderea ei. Tot ce se știe, grație unor observații făcute pe teren, este faptul că la deschidere este prezentă o radiație extrem de intensă, care poate fi dăunătoare organismelor biologice. Starea de acces este cea în care am observat-o eu. Poarta este deschisă pentru lumea noastră. Noi putem introduce în ea orice obiect sau ființă, dar nimic nu vine din partea cealaltă. Iar acum să continui încă puțin cu povestea respectivă pe care am inițiat-o la începutul episodului. Observațiile tale lăuntrice sunt corecte, însă confuzia nu a dispărut complet. Te afli foarte aproape de a realiza un salt semnificativ în conștiință și în înțelegerea raporturilor complexe dintre ceea ce este real și ceea ce este fals. Acum este un moment foarte bun pentru a-ți da seama de faptul că lumea fenomenală este astfel structurată încât să absoarbă toată atenția omului într-o direcție greșită de interpretare. Este o acțiune magică, un excelent număr de iluzionism cosmic, aparent nimeni și nimic nu ar putea convinge ființa umană că realitatea în care trăiește nu este chiar așa cum o percepe. Dar după cum ai ocazia să constați singur chiar acum, această convingere este eronată. Toate credințele și prejudecățile omului în ceea ce privește materia și legile fizicii clasice se dovedesc false și inoperante. Problema este, de-a lungul nenumăratelor sale existențe, ființa umană și-a întărit gradat aceste convingeri și prejudecăți false într-un nod central spre care crede că îi reprezintă individualitatea. Nu înțeleg prea bine, am spus, eu cred că sunt ceea ce de fapt nu sunt. Exact, dar nu doar tu faci asta, ci orice ființă din creație, în diferite proporții de intensitate. Cu cât ignoranța este mai mare, cu atât omul este mai prins în mrejile acestei iluzii de care îi vine foarte greu să scape. Analizează cu atenție percepția interioară pe care tocmai ai avut-o. Este un bun început. Îmi poți spune de care dintre cele două identități ai fost mai apropiat până acum? Nu mi-era prea greu să-mi dau seama, așa că am răspuns imediat. Ferește, de aceea care m-a determinat să simt teama, mi se pare mult mai puternică, mai apropiată de mine. Care mine? Definește-l, mi-a cerut lama. Brusc mi-am dat seama că nu aveam o idee foarte clară despre cine sau ce sunt cu adevărat. Prea tendința a fost aceea de a mă asocia cu trupul, însă chiar și eu care mă aflam abia la început de drum în ceea ce privește înțelegerea unor aspecte inițiatice, realizam că o asemenea idee este de fapt o aberație. Cum aș putea să fiu în esența mea acest trup când eu nu pot să fiu conștient de el în fiecare clipă? Nu mai departe, în urmă cu câteva zile, am constatat faptul că, deși eram perfect lucid, nu aveam totuși o percepție a trupului și nici nu-mi doream aceasta. Starea de profundă relaxare și de dilatare care mi-a fost atunci indusă de lama și de idam mă determinase să transcend senzația corporală, care este foarte limitată.
Cu toate acestea, eu continuam să știu prea bine că exist, dar niciun caz ca formă și consistență fizică materială. Cam atât a fost și acest material, sper că v-a plăcut. Dacă da, evident, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like. Tu ce părere ai de această poveste legată de poarta spațiu-temporală din munții Apuseni? Consider că există așa ceva? Consider că de-a lungul planetei noastre, de la existența ei, universul reușește să deschidă astfel de porți spațiu-temporale? Cine știe, nimeni nu poate descoperi cu siguranță 100% acest lucru, dar sunt interesante aceste povești. O să ne auzim cu alte clipuri, așa că fii la curent pe canalul nostru, postăm zi de zi și îți urez mult succes în tot ceea ce faci.